Domnule Oprea, avem în continuare restricții, da? În continuare avem acele măsuri de protecție, de distanțare socială și avem și această carantină de noapte. S-a și schimbat în urmă cu o săptămână ora, intrăm în casă de la ora 10, dar nu vedem în cifrele date zilnic de autorități o schimbare, da? O schimbare care să survină în urma acestor măsuri pe care le impun autoritățile. De ce? Sigur că atunci când nu explici o anumită măsură, nici nu va fi urmată, pentru că astăzi lumea cu care vorbesc, foarte multe persoane cu care am vorbit, mă întreabă, care este diferența? De ce în loc de ora 23, ora 22? Corect, în da. Acea oră circulă virusul altfel, nu circulă, circula între 22 și 23? Sunt lucruri neexplicate. Și fiind lucruri neexplicate, nu ai încredere. Neavând încredere, nu urmezi sfaturile sau cele pe care guvernul vrea să le impună populației. Nu vii voluntar, nu te conformezi voluntar pentru a urma astfel de reguli. Și apare întotdeauna partea de neconformitate, partea de neîncredere și vedem rezultatele. Pentru că nu explică, pentru că nu comunică. Și pentru că nu vedem toate celelalte măsuri care ar fi trebuit să funcționeze deja și voi repeta obsesiv testare, testare, testare și nu o spun numai noi de la PSD, o spun toți ceilalți, o spune Organizația Mondială a Sănătății, o spun toate statele membre din Uniunea Europeană și ne uităm cum s-au organizat și cât de mult testează în alte state, nu funcționează carantinarea și izolarea. DSP-urile încă nu își fac menirea pentru care ar trebui să aibă. Nu am implicat foarte multă vreme pe medicii de familie. Acum sunt din ce în ce mai implicați în partea de vaccinare. Dar în rest nu au fost implicați. Iarăși o foarte mare greșeală. Și ceea ce cred eu că s-a întâmplat foarte rău în această perioadă, a fost ruptă această legătură de încredere între medic și pacient. Deja toți suntem pricepuți, toți știm cum se rezolvă lucrurile acestea, de aceea nu-i mai întrebăm pe medici și de aceea ajungem în stare gravă. La ne spital. Tratăm singuri acasă. Ne tratăm singuri acasă. Corect, că am avut un prieten, că am auzit noi ceva sau că am citit în social media sau undeva. Lucrurile acestea nu sunt în regulă. Eu am încredere în medicul meu, nu am studiat atât de mult cât au studiat ei și am încredere în medicul meu de familie. Mă duc la el și îmi spune ceea ce trebuie să fac. E, această legătură de profundă de încredere ca societatea să funcționeze, asta a fost stricată, ruptă, prin reaua comunicare pe care au avut-o cei de la guvern. Nu pot să nu las specialiștii să vorbească în astfel de cazuri. I-au dat pe medici la o parte și atunci lumea n-a mai avut încredere în medici. Și Ministerul Sănătății, da, implicit că de acolo ar trebui să pornească și încrederea asta dintre pacient și medic de familie. Atunci când ai încredere în sistemul de sănătate și implicit în Ministrul Sănătății, mă gândesc nu că ai încredere și în ceea ce spun medicii. Din păcate pentru noi, Ministrul Sănătății ne dă în fiecare zi, dar absolut în fiecare zi de când este în minister, motive pentru care trebuie să plece. Am avut moțiunea simplă împotriva dumnealui în Parlament. Au fost cei din coaliția de dreapta scutunit, strânși în jurul personajului Vlad Voiculescu. Personal sunt foarte dezamăgit pentru că am stat de vorbă cu foarte mulți dintre cei care sunt astăzi parlamentari, fie deputați, fie senatori și de la PNL și de la UDMR, dar chiar și din USR+, și care n-au avut cuvinte de laudă sub nicio formă la adresa ministrului Vlad Voiculescu. Dar când a fost vorba despre vot, decizia politică a fost mai importantă pentru ei decât părerile și opiniile lor personale și probabil că valorile pe care le împărtășesc. Vlad Voiculescu fuge de răspundere întotdeauna. Ați văzut că întotdeauna găsește cât un acar pe un pe undeva. Am fost foarte uimit când l-am văzut la moțiunea contra ministrului economiei Năsui, că era în bancă să-l susțină pe ministrul Năsui și l-am întrebat. Dom'le, ai deja avem rezultate mai bune în lupta cu pandemia. Ce cauți să pierzi 2 ore aici în Senat când dumneata trebuia să fii la minister? Nu-l găsea nimeni, dumneavoastră, presa. Nu-l găseați în perioada aceea, îl căutați, pentru că trebuia să dea niște răspunsuri. Răspunsuri de care aveau nevoie cetățenii României. Bun, ați primit răspuns de la dânsul? Nu, de la dânsul nu poți să primești niciun răspuns niciodată. Nici la prezentarea bugetului nu am primit răspunsuri.
L-am întrebat atunci de ce ministerul pe care îl conduce a pierdut bani, efectiv, 2,6 miliarde de lei, și mi-a explicat că nu este adevărat, dar numai că face o confuzie extrem de gravă, el comparând merele cu perele și vorbea despre prune. Mă rog, sau poate despre distilat, nu mi-am dat seama atunci. Cert este că era într-o confuzie foarte mare și dacă nu stăpânești lucrul acesta ca ministru, ca ordonator principal de credit, ai o mare problemă. Și apoi am înțeles de ce a delegat tot. Pentru că este frică de risc, pentru că el nu înțelege despre ce vorbește. Nu înțelegea despre ce vorbea atunci când am discutat despre bugetul Ministerului Sănătății, care a scăzut în termeni reali. Bun, dar oare avem nevoie de un ministru de decor? Cu certitudine nu. Din păcate, susținerea vicepremierului Barna este evidentă. A și avut declarații în acest sens. Înțelegem de la domnul Barna că până și președintele Iohannis îl susține, dar sigur că pentru cineva care a tratat la început pandemia ca pe o simplă răceală, de acolo poate că sunt și neînțelegerile de azi din România.